Că prima întrebare pe care le-am pus-o a fost legată de clasa pregătitoare. Cum o văd? Care este expertiza lor profesională în legătură cu modul în care trebuie să funcționeze această clasă și în viitor? Sigur, și alte multe lucruri care se leagă de probleme concrete, cum ar fi degrevarea directorilor de grădiniță, degrevarea parțială a directorilor de grădiniță, în acest moment nebeneficiind de un asemenea demers. Am avut apoi o întâlnire și mă bucur foarte mult că am putut să am această întâlnire cu toți directorii de școală din tot județul. A fost extrem de interesantă și pentru mine foarte importantă. De ce? Pentru că, pe de o parte, le-am explicat care sunt obiectivele pe care le avem în față și care sunt sarcinile și responsabilitățile directorilor de școală pentru acest an școlar. Și, pe de altă parte, am putut să aflu la rândul meu de la directorii de școală care au luat cuvântul, care sunt problemele cu care se frământă. Pentru unele, sigur, sunt deja răspunsuri, pentru altele trebuie să căutăm de asemenea soluții. În al treilea rând, dar nu în ultimul rând, am fost și la universitate, m-am întâlnit cu biroul Senatului, cu rectorul, cu prorectorii, cu liderul de sindicat acolo și am discutat problemele cu care se confruntă universitatea, mai ales legate de probleme legate de finanțarea de bază, având în vedere clasificarea anului anterior și amendarea finanțării de care se bucură cu ghilimelele de rigoare Universitatea din Craiova și ce am putea să facem să ameliorăm această situație. Sigur, am discutat despre programele, proiectele din programul POSDRU, despre ce ar trebui să facem noi cu revistele românești și, în general, cu calitatea învățământului superior și relația pe care învățământul superior ar trebui să o aibă cu învățământul preuniversitar. Pe scurt, acestea au fost principalele subiecte. Sigur că dumneavoastră o să puneți întrebări și eu să încerc să vă răspund. Înainte să puneți întrebări, vreau să vă mai spun și eu problemele pe care le-au ridicat educatorii și directorii vis-a-vis de activitatea noastră din primărie. Educatorii, ca și foarte mulți părinți, ca și săptămânalul indiscret care a făcut o anchetă pe această temă, ne cer spații de joacă, spații de joacă în interiorul grădinițelor și în cartiere. Din păcate, pentru acest an, erau prevăzuți atâția bani cât să nu ajungă nici măcar să le vopsim dacă vreau să facem acest lucru, dar eu le-am făcut promisiunea educatorilor că la anul viitor ne vom face un buget astfel încât să acoperim toate locurile de joacă din grădinițe, pentru că, într-adevăr, sunt o problemă și la ora actuală reprezintă un adevărat pericol pentru copii. Fiind vechi, fiind nevopsite, ruginite, țepile, știți și noastră, în momentul când ruginesc, o să devină un pericol pentru sănătatea copiilor care se joacă. Este foarte clar că va trebui să rezolvăm această problemă și l-am rugat pe domnul inspector general să fac o evaluare cu exactitatea acestor spații care au nevoie de reabilitare, astfel ca pe bugetul anului viitor să fie prinse toate acestea. Apoi am făcut o promisiune cu care suntem deja destul de avansați, numai promisiune, deja v-a anunțat probabil și colegul nostru, domnul Radu Preda, director de ADPFR-ului, că am dat la dispoziție încă de săptămâna trecută să se înceapă toaletarea spațiilor verzi din școli și grădinițe. Va anunța probabil și i-am anunțat și eu la rândul lor pe directorii de școli și am cerut din partea lor să ne ajute. Vom începe o campanie prin care 10.000 de pomi vor fi plantați în luna octombrie și am cerut sprijinul și al elevilor, nu pentru că nu am avea posibilitatea să îi plantăm cu oamenii noștri, ci pentru că vrem ca toți copiii să devină interesați de protejarea naturii, să vadă cum se plantează un copăcel și
eventual să aibă și grijă de spații de părție de acum înainte, poate chiar de copăcei pe care îi plantează. Asta pentru că noi ne propunem ca peste 2 ani de zile să intrăm în competiția pentru titlul de capitală europeană verde. Nu putem să intrăm anul viitor, încă nu suntem pregătiți, dar peste 2 ani vreau să intrăm în această competiție și atunci va trebui să stimulăm cât mai mulți elevii să devină parteneri cu noi pe problemele de mediu. Tot în ceea ce privește stimularea elevilor, știți foarte bine că este prima oară când se dau premii pentru elevii care au câștigat concursuri la nivel național și internațional. Este vorba de olimpiadele școlare. Vor fi premiați anul acesta cu câte 1000 de lei. Poate anul viitor ne vom permite mai mult. Eu am considerat că este mai important decât să dai o masă pentru 250 de pensionari care au singur merit că fac parte dintr-o anumită asociație de pensionari și plătesc acolo o cotizație. Deci dacă își permit să plătească o cotizație, își permit și să mănânce în liniște în altă parte. Am considerat că este mult mai util să ne premiem olimpicii. Deja am fost contactată de părinți, de elevi care au declarat că este prima oară când se întâmplă acest lucru și că sunt foarte mulțumiți și stimulați deja ca anul viitor să câștige cât mai multe competiții la nivel național și internațional. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că am început o evaluare a spațiilor închiriate din școli. Noi estimăm la ora actuală că este un prejudiciu de peste 500.000 de euro care a fost adus bugetului Craiovei. Asta pentru că au fost închiriate diverse spații, la firme, pentru chioșcuri, ateliere și așa mai departe, însă mai departe la primărie nu a ajuns absolut nimic. S-au închiriat cantinele școlare pentru nunți, botezuri și tot felul de sindrofii. Inutil să vă spun că primăria nici nu știa despre aceste lucruri. Facem așadar o evaluare și de acum înainte vor trebui să plătească și la primărie. Eu nu sunt împotriva închirierii spațiilor educaționale pentru anumite firme în măsura în care sunt disponibile, dar am mai discutat acest lucru de foarte multe ori, chiar și în comisiile parlamentare și la ministru. Cred că și-aduce aminte, în momentul în care dai închirie un spațiu, un atelier școlar, este normal ca firma care desfășoară acolo anumite activități să primească măcar o dată pe săptămână. Primarul din țară și pentru că ați vorbit de olimpici, poate n-ați aflat nici dumneavoastră, vă dau o veste bună pe care am primit-o printr-un SMS la Olimpiada de Informatică, la care au participat elevii români, la Olimpiada Internațională, au luat 3 medalii de aur și una de bronz, iar România s-a clasat prima în acest concurs. Este absolut extraordinar. Nu pot decât să le mulțumesc profesorilor care i-au pregătit pe ele și se asigur de tot respectul meu, de toată considerația mea și în același timp, cred că nu numai Ministerul Învățământului, cred că ar trebui țara aceasta să dea un semnal clar pentru elitele ei. Eu mă voi strădui să fac acest lucru pentru că orice țară crește și prin elitele și cu contribuția, sau mai ales cu contribuția elitelor pe care la rândul ei le produce. Foarte important acest lucru. Din fericire, am avut șansa, să spunem așa, ca selecția să ne aducă numai profesori calificați. Deci, la clasa pregătitoare avem numai cadre didactice calificate. Quasi majoritatea o reprezintă titulari. Avem însă și suplinitori, dar și suplinitorii sunt calificați. Cei mai mulți dintre cei care au optat pentru clasa pregătitoare
au dublă specializare și aceasta a fost din nou o șansă pentru clasa pregătitoare. Adică au formarea inițială în domeniul învățământului și preșcolar și primar. Și de aceea am zis că este o șansă, reprezintă o șansă pentru copiii din clasa pregătitoare. Și dacă credeți că vor fi probleme la începutul noului an universitar? O să mă refer și la universitar, dar înainte aș vrea să vă spun că pentru clasa pregătitoare problemele au fost altele. Și anume, sunt școli care n-au avut spații adecvate și care au sacrificat laboratoarele de fizică, de chimie sau de biologie. Au sacrificat cancelaria, au sacrificat sala de sport, divizând-o în mai multe spații pentru clasa pregătitoare și sunt școli în care clasa pregătitoare a fost organizată pe coridorul școlilor. Deci pentru asemenea situații, noi va trebui să găsim soluții. Sunt absolut anormale aceste situații și în mod normal ar fi trebuit înainte de a se lua decizia de a se transfera clasa pregătitoare la școala primară sau gimnazială sau și gimnazială, ar fi trebuit să avem un studiu de impact care să prezinte foarte clar starea infrastructurii și capacitatea infrastructurii de a asimila această clasă pregătitoare. Cât privește la nivelul studenților care au fost problemele? Se înscriu în aceleași categorii pe care deja le-am definit. Cât privește debutul anului universitar, nu avem probleme. Universitățile sunt instituții care trebuie să beneficieze de limite extinse ale autonomiei universitare și în baza acestei autonomii, dublată de asumarea responsabilității publice, să își poată stabili strategia și, sigur, obiectivele din strategie să le ducă la îndeplinire. Până acum, etapele premergătoare debutului de an universitar în cele mai multe dintre universități s-au desfășurat în integralitatea lor, mă refer la admiterea la licență, la examenele de finalizare a ciclului de licență, la admiterea la masterat și chiar la admiterea la doctorat. De la televiziunea română am discutat cu care vă dori și anumele. Sunt, am înțeles, probleme cu clase pe Doloș și Iloș? Nu, pe coridor nu sunt în Doloș, dar majoritatea celorlalte, în sensul că sacrificarea laboratoarelor, săl de sport transformate în săl de clasă pregătitoare. Asemenea, nu trebuie să și avem clase care funcționează în așa de atunci? Cred că da. Nu am situația acum la mine, dar să știți că am o situație exactă cu fiecare județ și cu fiecare clasă pregătitoare care funcționează în altă parte decât într-o sală de clasă adecvată. Vă spuneați că aici, da, Dobrișan, asta este o problemă pe care putem să o rezolvăm pe plan local, adică puteți să puneți întrebarea colegului nostru, domnul Nicușo Fortescu, care este inspector general școlar la Giun, pentru că nu are de unde să știe la aceste lucruri. Eu l-am invitat astăzi alături de noi, tocmai pentru că am gândit că veți avea și astfel de întrebări și mai este colegul Florentin Gus, care este membru în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, așa cum îmi ești. Doamna primar, îmi pare rău că vă critic de cineva de la inspectorat, dar am încercat să vorbesc cu domnul Codescu despre clasa pregătitoare și am stat o jumătate de zi pe care fără să primesc un răspuns. Așa că domnesc că domnul Codescu e mai mult la bine, bănuiesc că nu bea cafea în toată perioada asta. Nu, dar 2 minute putea să-și găsească și pe mine. Să știți că sunt momente peste zi în care ești atât de stresat cu treburile pe care trebuie să le rezolvi și nu spun asta pentru că vreau să spun pe domnul Potescu și pentru că și mi se întâmplă și mie de foarte multe ori. Să nu pot să răspund măcar la un telefon. Nu, dar dați-mi voie, decât nu vreau să intervin, dar dacă mi-ați pronunțat numele, vreau să vă anunț că se întâmplă eroare, nu mă ocup eu de clasa pregătitoare, domnul general vrea să ocupe de clasa pregătitoare, deci a fost dirijată greșit către mine. Și dacă a stat o jumătate de zi, nu știu, eram probabil la serviciul lucram. Eu de obicei organizez conferințe de presă pentru interes public, dar nu eu mă ocupam de clasele pregătitoare. Mulțumesc! Să facem o analiză, dacă vreți, cu puncte tari și cu puncte slabe. Evident că de la doamnele educatoare, feedback-ul este clar. Clasa pregătitoare ar trebui să rămână în grădinițe. Există foarte multe argumente în favoarea acestei opțiuni pe care doamnele educatoare au exprimat.
faptul că într-o școală, de exemplu într-un liceu, avem adolescenți de 18 ani și copii de 5 ani și jumătate. Nu e cea mai fericită situație când ies în pauză și unii și ceilalți. Plus situațiile pe care deja le-am subliniat cu clase organizate în spații care nu sunt adecvate. De aceea eu cred că soluția aceasta de a face o analiză o să ne aducă în situația să avem argumentele necesare pentru o decizie corectă. Pentru că, după opinia mea, să greșești poate fi acceptat, mă rog, poate fi acceptat, dar să perseverezi diabolic și nu cred că trebuie să facem lucrurile. Și următoarea întrebare se referă la situația, cred, apropo de Universitatea din Bucovina. Am înțeles că la această universitate se primeau în primul an mai mulți studenți decât cei care ar fi fost permis ca să fie înscriși, proporții oarecum exagerate, de 150 de persoane care ar fi să fie înscrise și să fie chiar așa 200 de persoane înscrise, dacă Ministerul Educației are posibilitatea să elibereze diplome de absolvire pentru toți acești absolvenți de la doctorat și dacă, în fine, în urma studiilor celor care s-au aplicat, Ministerul Educației nu va lua în discuție și situația de a anula diplomele de absolvire. Nu. Noi trebuie să facem ceea ce ne cere legea să facem. Nimeni nu este deasupra de lege și lege sunt precizate mecanismele. În legătură cu această universitate, eu aș vrea mai întâi să avem o situație clară a procedurilor corecte sau incorecte de la această universitate. Motiv pentru care, după ce a apărut știrea în presă, noi am constituit deja o comisie care a fost... cred că la 2 ore după ce a fost declanșată ancheta organelor justiției, a fost acolo. Din înțelegere cu cei de la justiție, au convenit de comun acord să înceapă de luni. Ce trebuie ei să facă acolo? Să verifice dacă gestionarea notelor este corectă, conform procedurilor legale, adică dacă notele din cataloge sunt aceleași cu notele din registrele matricole și se regăsesc și în suplimentele la diplome pe care le primesc studenții, să verifice dacă gestiunea studenților este corectă, adică a fost înmatriculat corect studentul în anul întâi, să explice dacă aceste lucruri se verifică, și anume că cifra de școlarizare s-ar fi multiplicat pe timpul anilor de activitate academică. Deci toate aceste lucruri eu nu pot să vorbesc despre ele decât atunci când vom avea date concrete. Și să verifice de asemenea dacă, să spunem, gestionarea cadrelor didactice este corectă. Adică dacă sunt specialiști la cursurile de specialitate, dacă au studiile necesare și așa mai departe. După ce se va termina controlul, noi vom explica public, vom spune public ceea ce au găsit acolo. Până atunci, eu cred că nu e bine să judecăm pe toată lumea la grămadă. Dacă un profesor sau doi au greșit, trebuie să-și primească sancțiunea corespunzătoare, pentru că, în mod clar, am spus-o de fiecare dată și o repet de fiecare dată, corupția n-are ce căuta în școală. Este mult mai păguboasă dacă apare în școală decât oriunde în altă zona a societății. Ceea ce nu înseamnă că aș aplauda oriunde ar apare acest flagel nenorocit. Ceea ce o să cer eu tuturor universităților este să își întărească procedurile de asigurare internă a calității, proceduri care le-ar permite să identifice asemenea derapaje imediat ce apar, ca urmare să le și poată corecta înainte chiar de a produce efecte. Conform legii 87, care aprobă ordonanța 75 privind asigurarea calității, procedurile de evaluare internă sunt prevederi de lege. Ca urmare, eu știu foarte bine, am fost rector și știu cum le-am stabilit, ca urmare aceste evaluări în interior între facultăți, o facultate evaluează în altă facultate și așa mai departe, deci un proces de control în cruce ne ferește de asemenea derapaje. Și acest lucru cred că ar fi extraordinar de important. Pentru că evaluarea externă pe care o face ARACIS-ul vine la 4-5 ani odată, ori între două evaluări externe, ceea ce asigură demersurile concrete într-o universitate sunt tocmai aceste proceduri de evaluare internă. Doamna Ministru, întâlnirea cu reprezentantul Universitatea Cluj, ați primit reclamații
ceea ce privește complexa memorială din partea altor universități particulare, pentru că există, avem și noi în Craiova, cum a fi spirul care, din Aibitea. Ce înseamnă concurență memorială? Înseamnă faptul că încearcă să reia studenții, practicând aceleași procedee cum ar există la Diotera, sunt foarte mulți studenți care nu trec în anii la curs. Cred că aici rolul dumneavoastră este absolut extraordinar. Noi trebuie să afirmăm cât se poate de răspicat faptul că trăim într-o perioadă în care diploma nu mai este suficientă. Un carton nu are cum să fie valabilă într-o carieră profesională dacă nu are acoperire în ceea ce a învățat și în ceea ce știe să facă posesorul ei. Deci, i-aș invita pe cei tineri care se adresează universităților să nu mai accepte, să nu-și mai cumpere iluzii, să se ducă la universitățile serioase, la universitățile care funcționează legal și care au un învățământ de calitate. În rest, fiecare universitate trebuie să știe să și promoveze statutul, standardele, performanțele și să devină atractivă pentru generația tânără. În alt fel, mă refer din punct de vedere financiar, încurajarea acestora. Cum sunt sportivii, de exemplu? Deci să știți că olimpice au acum o sumă care se ridică la, cred că, 120 de milioane în veche. Asta este premiul cel mai mare. Și premiile acestea vin de la o hotărâre de guvern pe care cândva am inițiat-o eu de dragul acestor olimpici și din respect, dacă vreți. Chiar din respect subliniez acest lucru pentru ei. Eu cred că merită mult mai mult decât acest premiu. Premiul acesta este luat și de elevi și de profesorului și de școală. Deci ar trebui să-l înmulțim cu 3 ca sumă. Este însă o sumă mică față de ceea ce iau sportivii olimpici. Cei, iată, ce bani au luat cei care au venit de la Olimpiada de la Londra. Dar eu cred că trebuie să mergem dincolo de acest premiu. Ce facem pentru ei după ce termină liceul, să nu mai plece? Pentru că sunt foarte mulți care pleacă în marile universități, sunt vânați de marile universități. Și toată lumea, țările dezvoltate, caută creiere gata, pregătite, cine n-ar vrea să le ia, după ce, iată, le-a adus la o performanță maximală. Pentru ei eu încerc să văd ce soluții am avea, să măcar să-i aducem după ce învață acasă sau să-i facem pe o parte dintre ei să nu mai plece. Doamna ministru, care este stabil proiectul raportul în cadrul facultăților din România? Și știu ce vreți să mă întrebați. Și răspunsul este următorul. La începutul lunii octombrie revine în România echipa de audit a Comisiei Europene. Sper să constate că anteriorul raport de audit a găsit răspunsul și să se redeschidă finanțarea. Aveți idei că toți studenții din România au fost afectați de această decizie de suspendare a concursului? Nu, au fost afectați doctoranzii, bursierii doctoranzi, dar să știți că nu toți care au fost cuprinși în aceste proiecte, pentru că majoritatea universităților au luat credite ca să plătească bursele. Ca urmare, aș spune că sunt mult mai afectate universitățile decât studenții doctoranți cuprinși în proiectele concursului. A fost prelungit un nou termen pentru acreditările universităților care au primit calificativ de neîncredere și dacă da, de ce? Nu, eu nu știu să fi primit cine. Și nici acum am demarat discuții cu Banca Mondială și cu Ministerul de Finanțe și în această perioadă conturăm unul sau poate chiar două proiecte din care să putem finanța investițiile începute. Așa încât speranțele sunt pentru anul următor de când începem să tragem bani. Și încă o întrebare, știu, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a cerut Ministerului 10 microbuze școlare. Știți cumva dacă se va rezolva? Ei spuneau că n-au primit niciun răspuns până acum. Microbuzele școlare care au fost cumpărate în anul bugetar 2012 au fost repartizate, cred că, în mandatul domnului Liviu Pop. Nu știu exact câte microbuze a primit Dolju. A primit și Dolju, poate nu cât le-ar fi trebuit. Bani să cumpărăm altele, în acest buget nu avem. Am demarat însă o discuție cu Ministerul de Finanțe să încercăm să le cumpărăm în leasing,
să plătim anual banii pe care Ministerul de Finanțe ne pune în buget și în felul acesta să acoperim toate nevoile chiar de anul acesta. N-am primit încă un răspuns da sau nu de la Ministerul de Finanțe, îl așteptăm.